la Complexul Muzeal de Științele Naturii le dăm animalelor și iarbă, până când nu începem să stropim, iarba poate fi folosită, iar iarba tânără de primăvară este cu atât mai bună. Aici avem niște vaci pitice și ele au bucuria de a mânca niște iarbă, le-am mai dat astăzi. În primul rând este bogată în vitamine, în al doilea rând este un adaus nutritiv și pur și simplu plăcut, gust bun, normal. Firul verde de iarbă este căutat de orice animal, și păsări și mamifere deopotrivă. Sunt îngrijite și ne gândim și la bunăstarea lor, iar o mână de iarbă contribuie la această bunăstare. Bunăstare care la Complexul Muzeal încercăm să fie maximă și poate că nu veți vedea la noi animale foarte spectaculoase. Nu veți vedea lei sau tigri, nu veți vedea animale de dimensiuni foarte mari, elefant, cămilă. Nu veți vedea, fiindcă pentru ele bunăstarea înseamnă spațiu. Și nu putem să le oferim atât de mult spațiu. În consecință avem animale care se potrivesc cu posibilitățile noastre, cu mediul în care existăm, un mediu urban, un mediu lacustru, un mediu care are și frumusețea lui, dar și limite, bineînțeles. Animale mai mici, poate pe viitor o să avem tot mai multe păsări și poate pe viitor o altă grădină zoologică într-o zonă silvatică a județului Constanța. Deocamdată, taur pitici, zebu pitici, este o specie interesantă. Sunt numai masculii aici, femelele le avem într-o altă locație împreună cu pui. Sunt numai masculi și atâta timp când nu sunt femele între ei, se înțeleg foarte.